Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost un nou incident în pasajul Unirii ieri, chiar în ziua în care pasajul era redeschis după incendiu de la începutul săptămânii, marți, cred. Un autocar a rămas blocat la intrare. Din nou, deoarece șoferul nu a respectat limita de înălțime, al șaselea caz, cel puțin al șaselea caz, de după renovarea pasajului de către primăria sectorului 4, s-a oprit autocarul în poarta respectivă. Șoferul a explicat polițiștilor că a fost indus în eroare de indicatorul de viteză, de viteză maximă. E un semn acolo pe care scrie 40. Viteză maximă e lângă cel cu limita de înălțime admisă de 3 metri și jumătate. Așa l-a crezut că sunt 4 metri. Da, așa a spus el, că a văzut 40 și în viteză nu le-a încurcat. O fi, habar n-am. La telefon este pilotul și instructorul de conducere defensivă, Alex Filip. Bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Alex, uite, după reparațiile astea la pasaj, plafonul a fost coborât cu vreo 20 de centimetri, adică știm asta, au spus chiar cei care s-au ocupat de reconstrucție. Și deși există poarta de marcare a înălțimii maxime la intrare, 3,5 metri, se lovesc mereu diferite mașini înalte de poarta asta, se întrerupe circulația, sunt pagube, oamenii pierd timp, adică e o chestiune care se tot repetă. Ce se întâmplă? De ce crezi că nu mă opresc șoferii acestor autocare sau camioane înainte de poartă? Nu cunosc dimensiunea mașinilor lor? Ce e acolo? Da, de obicei când vorbesc în emisiunea voastră sunt am un ton serios, doar că de data asta mi este absolut imposibil și îmi cer scuze. Mi se pare că este un lucru care ne bântuie. Mi-aduc aminte că eram pe drum către Sibiu și ascultam cum domnul Coaje a tot dat niște explicații legate de acest pasaj. Dar nu ieșeau centimetri la socoteală, dar până la urmă am calculat noi pentru dânsul și a ieșit că au coborât cu 20 de centimetri. Mă rog, ok, întrebarea e bună. Au coborât cu 20 de centimetri, dar ce se întâmplă? Sunt autocare, oamenii au reflexul de a intra în pasaj. De ce se tot lovesc? Că acum, nu se întâmpla înainte să renovarea asta. Dacă e să o luăm pe pași, atunci când tu te urci în mașina ta, știi foarte bine cam ce dimensiune are la nivel orizontal. Adică știi cum să parchezi, știi cum să virezi, cam ce gabarit are mașina și în felul ăsta te încadrezi. E adevărat că uneori nu ne iese, nu ne iese de fiecare dată, o mai julim pe laterale, o mai... Na. Cam același lucru se întâmplă cu volumetria și pe înălțime. Sunt mulți care nu cunosc înălțimea mașinii. De exemplu, aș putea spune așa ca fapt divers, mașina ta probabil că are cam 1,60 m, 1,65 m. Și aș mai vrea să aduc în discuție, de exemplu, că sunt nenumărate situațiile în care montăm biciclete pe plafonul mașinii și ne ducem la mall să ne cumpărăm ceva și uităm de biciclete și le rupem. Cam așa se întâmplă și în cazul ăsta. E vorba despre necunoașterea volumetriei și a înălțimii respective. Dacă semnul spune că nu încap decât cu 3 metri jumate, ca șofer ar trebui să știi că, de exemplu, un autoturism normal, hai să nu spunem SUV, dar o mașină mică cu biciclete pe plafon măsoară 1,60 plus 1 metru. Deci cam 2,60 m. Dacă scrie 2,40 m, nu o să încap, de exemplu, la un restaurant de tip fast food de pe marginea drumului. Da, dar asta, da, Alex, asta este o adăugire. Aștia, noi vorbim aici de șoferi profesioniști care conduc mașinile respective de foarte mult timp. Și care nu se blocau în pasaj până să se fi renovat pasajul, asta zic. Păi putem face, eu cred că putem face simplu. Hai să ne întâlnim, să luăm o ruletă și să vedem dacă ceea ce scrie pe semn, adică 3 metri jumătate, se respectă și de la asfalt până la înălțimea acestei porți. Și atunci s-a rezolvat toată dilema noastră. Dar eu mai cred, în același timp, exact ce am spus și de-aia am făcut intro-ul ăsta mai lung, că există, așa cum a declarat și șoferul autocarului, că am confundat un semn, că n-a fost atent, că din obișnuință avem anumite drumuri, știm că încăpem sau avem loc și iată că, după cum i-am numărat centimetrii domnului Coajă, suntem pe minus cu vreo 20. Da. Deci, bun, în altă ordine de idei. Ok, bun, nu știu șoferii, se lovesc, s-a întâmplat ceva cu dimensiunile, dar asta e situația, trebuie să o gestionăm. E clar că porțile acestea de marcare înălțimii nu sunt suficiente, adică trebuie făcut ceva, un sistem mai clar de avertizare, mai din timp.
Că altfel se blochează chiar la intrare. Care ar fi soluțiile tehnice ca oamenii respectivi care circulă cu mașini de gabarit mare să înțeleagă mai din timp că urmează un spațiu păi mai îngust? Nu trebuie să inventăm aparcaj, trebuie doar să ne uităm. Așa ca tine și ascultătorii voștri au circulat prin țări civilizate și am văzut foarte clar că există presemnalizare la presemnalizare. Uh-huh. Adică nu te trezești în fața faptului împlinit, bă, de aici e gata, nu mai e loc. Uh-huh. Pur și simplu, ți se spune din timp, vezi că peste 500 de metri nu ai loc cu mai mult de 3 metri jumate. Uh-huh. Ți se mai zice încă o dată și încă o dată și când ai ajuns, da, lovești o poartă și asta e. N-ai fost atent, n-ai văzut de poate două ori sau de trei ori. Poate ar merita montată, nu știu, o poartă de asta de presemnalizare care să fie mai înaltă, dar să aibă... La sincer, asta mă refer. Nu știu cum se una de presemnalizare cheamă. Din aceea niște pe lanț. Niște blănțișoare, bălângănele, ceva. Exact. Să nu, nu? Exact. Cum se află la aeroportul Otopeni, spre exemplu, atunci când intri la... Când aștepți pe cineva și vrei să intri cu mașina la aeroport, sunt niște limitatoare de înălțime, care practic sunt compuse dintr-o bară atârnată de niște lanțuri. Uh-huh. Alea nu îți provoacă o daună atât de mare mașinii și poți să te verifici cum ar veni. Uh-huh. Dacă încap sau nu. Da, mulțumesc fără foarte mult. Blocat, fără să... Mulțumesc. Mulțumesc că a fost în direct în deșteptarea pilotul și instructorul de conducere defensivă Alex Filip, așa, dar stimați șefi de la Poliția Rutieră și de la Primăria Sectorului 4, există aceste soluții? Montați ceva, montați o preavertizare pentru preavertizare ca să nu se mai blocheze traficul în permanență. E o chestiune de organizare și dacă ați observat că orice lucrare în țara asta n-are presemnalizare. Te trezești exact cum spunea mai devreme, cu groapa aia, ok, semnalizată jur împrejur. Dar era ieri... Dar în ultimul moment. Alaltă ieri era o groapă de asta pe DN1 în mijloc. Da. Pe exact care nu știai. Unde se merge tare, lumea frâna în ultim moment, puseseră acolo, o înconjuraseră cu un gărduleț portocaliu. Da, și e suficient, consideră ei. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.